Președintele polonez Andrei Duda s-a dus azi într-o vizită surpriză la Kiev și a spus liderului ucrainean că personal nu va avea odihnă până când Ucraina nu va deveni stat membru al Uniunii Europene. Cei doi s-au plimbat prin centrul Kievului și au stabilit să simplifice procedurile de trecere a frontierei comune. Niestety, w Europie w ostatnim czasie pojawiały i pojawiają się także niepokojące głosy z żądaniami, żeby Ukraina uległa żądaniom Putina. Chcę powiedzieć jasno, tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości. Jeżeli dla świętego spokoju, interesów gospodarczych czy politycznych ambicji zostanie poświęcona Ukraina, choćby centymetr jej terytorium i kawałek suwerenności, będzie to olbrzymi cios nie tylko dla ukraińskiego narodu, ale dla całej wspólnoty Zachodu. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Będziemy jako Polska aktywnie wspierać Ukrainę w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Teraz do statusu kandydata ze wszystkich sił, panie prezydencie. Ale także do członkostwa w Unii Europejskiej, jak powiedziałem, w pełnym tego słowa znaczeniu. Єдність наших народів має залишитись сталою величиною. Ні тепер, ні в майбутньому ніхто не має права порушити цю єдність. Ні наші політики, ні ворожі агенти, ні навіть члени журі на Євробаченні. Український і польський народи поставили один одному 12 балів сьогодні і назавжди. І між нами дійсно не має бути ніяких кордонів або бар'єрів. Українські і польські народи ментально вони давно не розділяють. Parlamentul Ucrainei a votat azi extinderea legii marțiale și a mobilizării generale cu alte 90 de zile până în 23 august, iar președintele Volodymyr Zelensky a semnat deja decretul în această privință. Trupele ruse au continuat de cealaltă parte azi să bombardeze sudul și estul Ucrainei, iar presa din țara vecină anunță cel puțin un mort și 3 răniți la nord de Mariupol. Bună parte din rachetele trase în ultimele zile vin de pe navele rusești din Marea Neagră, în ciuda loviturilor de succes ucrainene împotriva Moscova și altor nave rusești, flota rusească rămâne puternică. Potrivit Newsweek, ucrainenii ar putea găsi soluția să o anihileze cu ajutorul armelor americane. Aceeași revistă preia o declarație a senatorului republican Mitt Romney, potrivit căruia lumea ar trebui să fie pregătită pentru o lovitură nucleară din partea Rusiei, având în vedere acțiunile ilogice ale lui Vladimir Putin. Discutăm în continuare cu profesorul de studii diplomatice, Corneliu Biola, de la Universitatea Oxford. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, doamna Suciu. Aș vrea să ne uităm înspre Marea Neagră, pentru că pare să se intensifice acolo lucrurile. Oricum, nu s-au liniștit. Vorbim despre o declarație pe care o face Volodymyr Zelensky. Vorbește despre criza alimentară, o criză care va fi similară cu criza energetică, scumpiri nu doar în Africa, în Asia, ci vorbim de scumpiri în Europa. Și totul din cauza faptului că porturile din Ucraina sunt blocate de către Rusia. Și această declarație vine la doar câteva zile, poate chiar la doar câteva ore, de la o informație care venea dinspre americani. Presa internațională a citat oficiali americani care se pregătesc să ajute cu armament greu ucrainenii acolo în Marea Neagră, astfel încât să scufunde flota rusească și astfel să deblocheze porturile. Cum să interpretăm aceste detalii? Sunt un scenariu real în acest moment? Poate fi pus în practică? Într-adevăr, discuția pe Marea Neagră s-a intensificat ultima săptămână, dacă aș spune, și pe motivele pe care le-ați menționat. Înainte era vorba de posibilitatea unei incursiuni rusești spre Odessa și eventual de slăbirea capacității de rezistență în acea regiune. Acel pericol s-a mai estompat din motive pe care le știm, anihilarea cruciatorului Moscova și așa mai departe, dar ce a devenit acum presant este această criză alimentară. Și este o criză alimentară foarte serioasă.
care afectează nu atât de mult Europa în momentul de față, dar cât țările deci în curs de dezvoltare, vorbim de Egipt, vorbim de Africa de Nord, cu potențial foarte mare de instabilitate. În momentul de față, au început această discuție, începe să se accentueze. Rusia, pe de-o parte, încearcă să obțină, că să folosească acest lucru, după cum s-a pronunțat și câțiva oficiali ruși, ca un fel de pârghie, în sensul că ar fi de acord la un eventual, prin anumite negocieri, să sisteze o anumită blocadă, în schimb la ce? În schimb la ceea ce îi doare cel mai tare, sancțiunile economice. N-au perceput, n-au primit niciun răspuns la acest lucru și puțin probabil că vor primi. Dar a doua problemă care mi s-a părut interesantă, sunt două intervenții care s-a făcut, e ceea ce veni din partea Statelor Unite cu aceste rachete Harpoon de care vorbesc. Ideea este că de aceste rachete se vorbește cam de vreo două săptămâni. S-a vorbit de altfel de rachete care ar veni din Israel, de Blue Saber, de asemenea, care ar avea aceeași capacitate să atace pe o distanță de 200 km, 100-200 km nave de război. În ce măsură acest lucru devine fezabil într-un orizont de timp scurt, se vorbea de 3-4 săptămâni, rămâne de văzut. Dar aș mai spune o altă idee care a început să discute și care într-un fel imită discuția de la începutul campaniei pe no-fly zone. Și în momentul de față se vorbea, de exemplu, în ce măsură ar putea fi asigurat un coridor. Un coridor, să înființeze un coridor eventual susținut de câteva state din NATO, nu neapărat din NATO, care să asigure. Problema mare cu aceea treia variantă este de capacitate. Ai capacitatea să asigure acest lucru și, bineînțeles, și costurile politice, ce se întâmplă dacă o astfel de coridor umanitar, cum vor să definească, ar putea fi, ar duce câteva nave NATO în conflict direct cu cele rusești. Dar problema alimentară este foarte serioasă. Sunt multe grâne care ar trebui să plece din Ucraina, silozurile sunt pline. Și câteva observații interesante este, de exemplu, și faptul că rușii au început să delapideze anumite hangare de grâne și să încearcă să vândă ei ceea ce au din zonele pe care le-au invadat, le-au cucerit. Deci apar tot mai multe informații, că am urmărit, apropo de asta, și oficiali ucraineni care spun că rușii fură din rezervele pe care le au ucrainenii, gata, pregătite să le exporte așa cum se întâmpla înainte de război, înspre Europa inclusiv. Absolut. Și sunt câteva informații că au încercat să le vândă în Egipt și în câteva țări din, și acestea au fost returnate. Să nu uităm, Egiptul, 85% din grânele pe care le importe vin din Ucraina și din Rusia. Deci sunt țări care sunt foarte afectate de ceea ce se întâmplă. Și cu pericol mare de instabilitate. Aici o să vedem în scurt timp și un nou plan de război informațional. Rușii au început l-au inițiat puțin, acuză ucrainienii de faptul că această foamete globală este atribuită lor, pentru că nu vor să cedeze, nu vor să cheie pace. Pe de altă parte, și adevărul crunt este că, evident, această foamete globală are o sursă clară, această invazie rusească, această agresiune rusească, care nu se mai oprește. Dar război informațional se poartă online. Am văzut ambasadorul Rusiei la ONU încercând să pună pe tapet această temă. Deci, în ce măsură zona de țărilor dezvoltate, în curs de dezvoltare, de Global South, Sudul Global, va primi această narațiune, rămâne de văzut. Dar este un nou front de război comunicațional. În mesajul pentru națiune, Volodymyr Zelensky a spus cu subiect și predicat că această criză alimentară va începe și va lovi crunt în buzunarele tuturor europenilor. Dincolo de asta, am observat și un semn de întrebare vehiculat de către presa internațională. Dacă pot americanii în acest moment să transporte aceste arme puternice, antinavă, Harpoon și Naval Strike Missile, cu o rază de acțiune de 250 până la 300 de kilometri, astfel încât să nu ajungă pe mâna rușilor. În ce măsură, datorită campaniei militare care au loc? Într-adevăr, această tehnică militară era presupus că va fi instalată pe nave militare. Deci problema pe care am înțeles-o de la Harpoon este că trebuie să fie instalate pe zonă terestră. Și în ce măsură, eventual, incursiuni militare rusești ar putea
putea conduce. De-aia spuneam că această discuție poate vreo două de săptămâni, dar devine din ce în ce mai acută. Deci nu este... Și cred că o să înceapă... De asta e foarte... E uneori în această ceață a războiului să pui punctul direct pe ceea ce este intenție și ceea ce înseamnă și strategie pe teren. La ce mă refer? În momentul de față se poartă și discuții, după cum am văzut, cu planul italian, pe fondul acesta de impas militar pe care îl vedem în Donbass. Mici avansări ale trupelor rusești, dar nu ceva masiv. Deci a apărut această discuție pe diplomație. În ce măsură se poate obține un armistițiu? Ce măsură? Și cred că toată această discuție și de stimulare de armament face parte din acest lucru, în sensul că o întărire a poziției ucrainiene, deci ar întări și poziția diplomatică din punctul de vedere pentru ucrainieni. Zelenski a spus foarte clar și cred că și intervenția pe care președintele polonez a avut-o astăzi este că nu acceptă un armistițiu care să configureze sau să confirme cuceririle teritoriale pe care le-a avut în momentul de față Rusia. Și ăsta e punctul de plecare. Nu cred că va da prea ușor înapoi din acest punct de vedere. Și asta este foarte important, pentru că să înțelegem, din punct de vedere diplomatic, ca să obții o soluție diplomatică, ai nevoie să îndeplinești două condiții aici. Să găsești o soluție la relația dintre Rusia și Ucraina și la relația dintre Rusia și Vest. A confirma cuceririle teritoriale ale Rusiei în momentul de față este o invitație la război, nu rezolvă. Este o invitație la un nou război. Asta înțelege Zelenski și balticii și polonezii, că nu vor să cedeze în momentul de față. Deci ideea că teritoriile pot să schimb granițele prin forță are de asemenea un efect absolut negativ pentru securitatea Europei. Deci, și cumva mesajul ar fi, dacă acum s-ar ajunge la un armistițiu cu Rusia, e un precedent pentru statele care se gândesc să obțină astfel de... Armistițiile întotdeauna au folosit și în Siria și în alte zone, rușii s-au folosit de ele să se regrupeze. Ei acum sunt într-o poziție foarte slabă. Sunt foarte slabă din punct de vedere diplomatic, din punct de vedere economic, din punct de vedere militar. Pentru ei un armistițiu care să consolideze ar fi poate în o anumită măsură avantajos ca să permită regrupare. Deci, nu mă referam la mesajul pentru lumea întreagă. Ce ar însemna ca Ucraina să cedeze, să semneze un armistițiu în condițiile Rusiei? E o invitație la război. E o invitație la război care nu va... se va oarecum acalma treaba, dar e o invitație la un război viitor. Momentul, deci modul în care se discută de către polonezi, de către Marea Britanie, de către grupul din Baltici, este că Rusia trebuie să se tragă trupele. Nu va face singură. Și nu va face, dar este slăbită în momentul de față. Deci... Domnule profesor, alături de noi este Dan Grecu, este general major în rezervă, unul dintre importanții comandanți din misiunile externe sub egida ONU și NATO. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Vreau tare mult să ne uităm spre cea mai recentă hartă a războiului din Ucraina, să ne dați explicațiile. Ce și cum reacționează? Care sunt explicațiile pe care dumneavoastră le aveți la modul în care reacționează acum armata rusă? Rușii au atacat Severodonetsk din patru direcții diferite și au trimis în luptă Terminatorul. Au fost foarte multe headline-uri în acest sens. Ce e acest Terminator? În primul și primul rând, dați-mi voi să fiu de acord cu, în mare parte cu ceea ce a spus invitatul dumneavoastră privind imposibilitatea de a se găsi la acest moment un moment de balans între cele două părți privind negocierea unui eventual status quo conform cuceririlor ruse din partea recunoscută internațională a Ucrainei. Rușii au în principal ca prim obiectiv cucerirea zonei Donbasului, care au reușit să o cucerească într-o bună măsură, dar nu în totalitate. Drept dovadă, vedem ceea ce se întâmplă în special în Donetsk și Lugansk, precum și reacțiile ucrainienilor în zona Harkovului, acolo unde încearcă ei să realizeze un umăr care să le favorizeze o ofensivă spre sud. Din punct de vedere a folosirii armelor,
pe care le au la dispoziție Federația Rusă, trebuie să spunem că rușii se bazează în mod extraordinar de mare pe blindate, dar aceste blindate s-au dovedit a fi puțin folositoare în această confruntare, dar au rămas la dispoziție artileria atât clasică, mă refer la artileria glintuită de obiectiv de obuziere, calibru 152 mm, tractate, dar mai ales autopropulsate, dar în egală măsură sau mai ales artileria reactivă reprezentată de Grad și de BM-urile 30, cele care au calibru 300 de mm și care au bătaie foarte mare. Din mesajul lui Volodymyr Zelensky înțelegem că 700.000 de soldați încă ar fi posibilitatea ucrainenilor de a mobiliza suplimentar în această perioadă. Și dacă ar fi să vă uitați acum la imaginea armatei Federației Ruse, în continuare pierde, au vorbit despre asta timid, dar încep să vorbească și oficialii ruși. Pierderile armatei ruse sunt mult mai mari decât pierderile armatei ucrainiene. În ceea ce înseamnă blindate, tancuri, transportoare pentru infanterie, transportoare anfibii blindate sau mașini de luptă ale infanterii, pierderile sunt extraordinar de mari pentru un raport de forțe care este undeva la 6-1 în favoarea Federației Ruse. În egală măsură trebuie să fim foarte obiectivi, să nu luăm de bune toate datele care apar în presă, pentru că, pe de o parte, partea ucraineană maximizează rezultatele reacțiilor atât în pierdere tehnică cât și în pierdere de personal, iar pe partea aia, Federația Rusă le minimalizează. Oricum, pierderile sunt foarte mari din partea Federației Ruse în această operație. Ideea de bază în această situație este cine poate să-și compenseze pierderile pentru a putea să continue operația. Din partea Federației Ruse există această posibilitate, atât din punct de vedere numeric, printr-o mobilizare parțială sau generală, cât și din punct de vedere a tehnicii, pentru că întreprinderile producătoare de armament în Federația Rusă sunt în continuare funcționale. Pe de partea cealaltă, Ucraina are la rândul ei un mare număr de oameni dispuși să participe la apărarea patriei, de dovadă că sunt cifre neoficiale, dar care sunt prezentate pe canale mass media și canale de interes, care spun că pot să mobilizeze până la 1,5 milioane de oameni, dar din punct de vedere al resurselor tehnice, echipamentului propriu-zis, armamentului propriu-zis, Ucraina este dependentă total de ajutorul primit din partea Vestului, pentru că, într-o mare măsură, toate facilitățile ei de producție au fost distruse sau cel puțin, dacă nu distruse, cel puțin puse în incapacitate de producție sau cu o capacitate redusă. În acest moment, dacă aveți acces la ecranul televizorului, sunt rachete, sunt imaginile din Ucraina, sunt rachete trase în Herson și în Nicolaev. Da, eu totdeauna am avut această problemă cu rachetele, pentru că noi comitem o eroare, dacă îmi dați voie, nu vreau să o comiteți și dumneavoastră, pentru că termenii englezești, rocket-ul, înseamnă de fapt artilerie autopropulsată. Rachetele, în înțelesul nostru, sunt missiles în termenul englezesc și de-aia se întâmplă de fiecare dată. Ceea ce eu văd aici, mie mi se pare chiar că data asta sunt rachete adevărate, pentru că este un ritm rar de tragere. În cazul aruncătorului de proiectile reactive, ritmul de tragere este mult mai mare. De exemplu, la un aruncător de proiectile reactive Grad, care are 40 de țevi în calibru 122 mm, cele 40 de proiectile cu care este încărcat sunt aruncate într-un maxim termen de 20 de secunde, deci 0,5 secunde per proiectil.
Care ar fi particularitatea acestor rachete din imaginile pe care le puteți observa? Ce detalii ne mai puteți da? Deci, încă o dată, proiectilele tip grad, proiectilele reactive, cele pentru fostele Catiușa, care au început să fie folosite și care, uite, chiar acum în stânga jos pe ecran sunt prezentate, este un aruncător cu 40 de țevi, au o bătaie între 20, în funcție de tipul de anul în care a fost construit, între 20 și 40 de kilometri, dar nu au o precizie. Nu sunt niște mijloace precise, nu poți să tragi cu ele foc țintit, foc lovit, pentru că ele lovesc la suprafață. Minima concentrare a unei baterii de 6 piese, ori astfel de proiectile, care înseamnă 240 de proiectile lansate în 20 de secunde, înseamnă 16 hectare. Deci în niciun caz nu poți să te aștepți din partea acestora să lovească un punct simplu, exact, precizat. Spre deosebire de acestea, cealaltă categorie de aruncătoare de proiectile reactive de care dispune Federația Rusă, BM-30, care are două variante, A-51 și A-52, au niște proiectile mult mai elaborate, cu o bătaie de la 70 de kilometri prima variantă, iar a doua până la 300 kilometri. Adevărate aproape rachete care pot fi conduse prin laser și care într-adevăr au o precizie mult, mult mai mare. Dar în cazul gradului și a BM-ului 30, a B-30-ului, prima variantă, să spun eu, precizia lor este nu aleatoare, dar este oarecum foarte largă, de unde și lovirea nediscriminatorie a multe ținte, inclusiv a unor ținte civile, care n-ar trebui să facă obiectul unei conflagrații militare. De ce credeți că rușii folosesc astfel de rachete care nu au o precizie? O fac conștient, o fac pentru că nu mai au armament? Care e estimarea dumneavoastră? Nu cred că nu mai au armament. Este artileria, deci tancurile și artileria au fost în tradiția rusă de la cel de-al doilea război mondial încoace. Deci după atacarea Uniunii Sovietice de către Germania nazistă și odată cu repunerea pe picioare cu ajutorul americanilor, ăștia care le sunt dușmani acum, armata Federației Ruse s-a bazat extraordinar de mult, până la apariția armei nucleare încă o dată, pe artilerie și pe tancuri. Odată cu apariția armamentului nuclear, deja se pun alte probleme. Deci rușii, prin excelență în istoria lor, în tradiția lor și în știința lor militară, se bazează pe utilizarea tancurilor, a blindatelor în general, dar a tancurilor în special, și a artileriei. Să nu uităm că la asediul Berlinului au reușit performanța să aibă 3 guri de foc pe metru liniar de front. Ei, acum n-au acest raport, dar totuși au un raport foarte mare, drept dovadă câte pagube, distrugeri au provocat, și nu în rândul militarilor ucrainieni, ci asupra unor sedii civile. Nu exclud, bineînțeles, că au fost și ținte militare, dar au fost foarte multe sedii civile, ba chiar multe dintre ele chiar care erau interzise sau sunt interzise prin legislația internațională de a fi atacate, așa cum sunt școli, instituții de cultură, spitale și așa mai departe. Domnilor, vă propun acum un punct concret al desfășurării războiului din Ucraina în ultimele ore. Ne-am uitat cu toții înspre ultima redută din Mariupol, Azovstal, și acolo au fost foarte mulți soldați ucraineni care au fost ținuși acolo blocați poate 3 luni, cred că a durat întreaga perioadă, de la momentul războiului și până la momentul în care aflăm acum de la Volodymyr Zelensky că el este cel care le-a ordonat să se predea. Am urmărit desfășurarea evenimentelor. Acolo, comandantul soldaților de la Azovstal spuneau că nu vor renunța, că nu se vor preda, că nu iau în calcul acest lucru, deși mulți dintre ei erau răniți și aveau nevoie de îngrijiri medicale. Volodymyr Zelensky, în discursul său de seara trecută, a spus, de noaptea trecută, a spus că 70% dintre trupele pe care le-a trimis pentru a-i ajuta pe soldații blocați acolo în Azovstal,
cu medicamente, cu mâncare. 70% dintre ei au murit, au fost uciși de ruși și atunci le-a transmis soldaților de acolo, batalionului Azov, să se predea. Acum, în Rusia e o întreagă discuție, o întreagă dezbatere, ce se va întâmpla cu acești oameni. Și mă uit la dumneavoastră, domnule general, și vă întreb dacă așa, dacă avea de ales Volodymyr Zelensky, de fapt. Este foarte greu să răspunzi la acest subiect. De ce spun că este foarte greu să răspunzi la acest subiect? Personal, cred că Zelensky a luat o decizie bună în sensul de a ordona militarilor câți au mai rămas în Azovstal să se predea, evitând astfel un carnaciu, cu atât mai mult cu cât în Azovstal nu erau numai militari, atât din batalionul Azov, pe care rușii îi consideră naziști, când și din infanteria marină clasică a Ucrainei, deci militari în toată regula, dar erau și peste 1000 de civili. Problema pentru, din punct, eu spun acum uman o spun acum și din perspectiva alegerilor războiului, este că nu știu în ce măsură conducerea ucraineană s-a asigurat că oamenii care s-au predat în Mariupol, apărătorii de la Azovstal, vor fi tratați în respect cu regulile convențiilor de la Geneva. Eu am o slabă speranță în acest sens, pentru că ați observat și dumneavoastră, probabil, politicieni ruși din Federația Rusă, nu din Republicii Separatiste, i-au categorisit ca fiind naziști, ca fiind teroriști și tot. Deci aici este o problemă mai dificilă. Oricum, oamenii au dat, militarii care s-au apărat acolo, într-un raport absolut, cum să spun eu, de fără șanse, într-un mod normal, de 1 la 15, 20, din punct de vedere numeric a personalului față de forțele ruse, au dat dovadă de o mare determinare. Acum, acești oameni care sunt preluați de către Federația Rusă și probabil deținuți în campuri pentru deținuți, depinde foarte mult de cum va hotărî Federația Rusă să le acorde statutul, dar în egală măsură și de cum comunitatea internațională va reacționa la tendințele Federației Ruse, pentru că, încă o dată, așa cum v-am spus, sunt voci în Parlamentul Federației care solicită condamnarea la moarte pentru aceștia. Domnule profesor, răspunsul dumneavoastră, dar după ce urmărim un interviu cu fondatorul batalionului Azov, el vorbește despre cum s-au descurcat, vorbește despre faptul că luptătorii au primit muniție, medicamente, pe toată durata cât au fost acolo blocați în combinat, și asta în timp ce informațiile care vin dinspre presa străină sunt că rușii au aruncat acolo la oțelărie peste 7000 de tone de bombe. В цих спробах треба виділити в першу чергу героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків, тому що ніяких падіннях чорного яструба ніколи американці не дозволяли собі там так входити на більш ніж сотню кілометрів в глибоко ешелоновану систему ППО при повітряному патрулюванні винищувачів ворога в повітрі і так далі. Моя роль, скажімо так, наша роль як підрозділів ветеранів Азову і так далі, була в тому, щоб організовувати десант. Тому що, я думаю, що кожен розуміє, що знайти людей, які полетять в уже існуюче оточення з невисокими шансами на, там, скажімо, на деблокаду в найближчий час, а наші люди чітко розуміли, тобто, ситуацію, проблему і так далі. Domnule profesor Biola, despre soldații de la Azovstal.
Da, este un moment, important. Nu avem toate datele să reflectăm acum de ce Zelenski exact a făcut. Probabil vor apare în următoarele săptămâni, poate luni. Dar ce putem spune în momentul de față? Deci acest grup de la Azovstal a jucat un rol foarte important. Pentru, din punct de vedere tactic, și aici doar să completez ce spunea domnul general, ei au ținut blocat multe batalioane rusești care acum încep deja să se respingă, să se împrăștie în celelalte zone. Deci a avut un rol foarte important să țină blocate aceste. Pe de altă parte, este și un simbol, mă întorc la partea informației, este și un simbol al rezistenței ucrainiene. Deci Mariupol acum, care poate ați văzut pozele cu Mariupol dinainte de război, un oraș superb, un oraș cu arhitectură extraordinară, un oraș populat, un oraș viu, a fost terminat. Deci așa cum în Uniunea Sovietică Leningrad este un simbol împotriva asediului nazist, Mariupol în același moment, acest simbol al eroismului trebuie ținut în seamă. Pe partea rusă, aș fi mai sceptic la privința numerelor de celor care chipurile s-au predat către ruși, pentru că rușii au un interes vădit să exagereze aceste numere. Au pentru un simplu motiv, pentru că vor să explice publicului intern cum Marea Armată Rusă nu a putut să facă nimic vreo 3-2 luni jumate împotriva unui mic batalion. Deci dacă ai avea 50 de oameni care să predau două autobuze, n-ar părea foarte curajos. Domnule profesor, permiteți-mi, vă rog frumos, să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la discuție. Continuă ediția specială la Digi24 și ne punem o întrebare. Câți bani mai are Vladimir Putin pentru războiul din Ucraina? Asta în condițiile în care Moscova vinde tot mai puțin gaz. Lituania, de exemplu, a anunțat azi că oprește imediat importurile rusești de gaz, petrol și electricitate. Iar ieri, Rusia a oprit însăși livrările de gaze către Finlanda. Germania a anunțat că face eforturi să oprească importurile de resurse din Rusia și asta până la finele acestui an. A semnat deja un acord care îi va permite să importe gaz din Qatar. Pe de altă parte, Ucraina susține că Rusia fură sistematic cereale din sudul țării și ar fi vorba de cel puțin o jumătate de milion de tone în ultimele săptămâni. Iar președintele ucrainean a precizat deja că lumea e pândită de o criză alimentară, dacă Ucraina nu va reuși să-și exporte grânele, spune acesta. Și ni s-a alăturat discuției Dragoș Cabat, analist economic. Bună seara, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. În continuare, Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Oxford alături de noi, și Dan Grecu, general major, mulțumesc tare mult pentru prezență în rezervă. Încep cu dumneavoastră, domnule Cabat, pentru că ne punem această întrebare. Am enumerat deja cam care e situația embargoului pe produse precum petrol, gaze și energie în Europa. Mai are Vladimir Putin bani să susțină acest război? Mai are bani. Rusia este o țară foarte bogată. Sigur, avea rezerve foarte mari în băncile din străinătate. În acest moment rezervele acelea sunt blocate și exporturile, iată, se împuținează din ce în ce. Cu toate acestea, o parte din exporturile rusești se duc către China și o parte importantă din exporturile rusești se duc către China, iar o altă parte din exporturile rusești se duce către țările din Africa și alte țări din Asia. Sunt țări care nu au mers pe embargoul pe care l-a pus Uniunea Europeană față de produsele rusești. Așadar, Rusia are încă surse de venituri din exporturile, în special de petrol, gaze, dar și alte materii prime, iar țările respective oferă în continuare bani care pot fi folosiți pentru război. Trebuie să judecăm prin o prismă mai largă. Rușii sunt obișnuiți cu un nivel de trai scăzut, cam ca acela pe care îl aveau românii în anii 90. Cam aceasta este situația în Rusia. Desigur, nu în marile orașe, Sankt Petersburg și Moscova, dar în restul Rusiei, care înseamnă totuși 90% din teritoriu, 95% din teritoriu. Deci, ei sunt obișnuiți cu standarde mici de trai, reduse, așa cum eram și noi înainte de a intra în Uniunea Europeană. Așadar, la nivelul populației acesteia, cu venituri medii și mult mai mici decât medii, nu se simte o diferență foarte mare. Iar banii pot fi extrași ușor din a asigura bunăstarea socială a oamenilor
către război. Deci depinde foarte mult de dorințele politice ale lui Putin și eu cred că el nu-și permite politic acum să piardă acest război. Adică o mobilizare totală, un anunț ca acesta din partea lui Vladimir Putin, unul de care analiștii spun că se teme Vladimir Putin pentru că ar putea provoca o revoltă în rândul rușilor de rând. Spuneți că de fapt nu ar putea fi o problemă atât de mare din analiza dumneavoastră pentru Vladimir Putin. Nu ar putea fi o problemă din punct de vedere economic, dar sigur, politic este altceva. Sunt mai multe detalii. Da. Permiteți-mi doar, avem o informație de ultim moment. Am urmărit mai devreme și am analizat cu generalul în rezervă, Dan Grecu, imaginile de la Nicolaev, rachetele, iată imaginile, avem o confirmare din partea primarului din Nicolaev, atacul asupra unui centru administrativ. Deci, presupunem o clădire administrativă. În continuare, rușii bombardează. În continuare, rușii încearcă să cucerească Ucraina sau cel puțin sudul și estul Ucrainei. Apropo de întrebarea pe care v-am adresat-o, dacă mai au fonduri pentru a susține acest război rușii. Au fonduri. Ceea ce se observă însă este că unele dintre... Sigur, rachetele funcționează în afară de partea aceea vizibilă. Cea mai importantă parte este partea de radar și de ghidaj. Vorbea domnul general mai devreme că rușii au atelierie foarte multă și că nu folosesc rachete în acestea inteligente la o capacitate extraordinară. Da, pentru că acele componente nu se produc în Rusia și nu se produc nici în China, și nici în țările africane sau în altă parte. Ele se produc în țările foarte dezvoltate și, sigur, sunt tehnologii sensibile militare, iar rușii în momentul acesta nu prea mai au acces la aceste tehnologii și de aceea sunt, sigur, și rachete foarte scumpe, deci ei nu își mai permit să atace Ucraina cu aceste arme scumpe, ci cu armele, să zicem, de tehnologie de al doilea război mondial, armele clasice, pe care le au însă mai mult decât oricine în lumea aceasta. Domnule Cavad, permiteți-mi că mi-ați amintit, domnule general, vreau să vă întreb despre livrările de arme puternice despre care s-au vorbit în Marea Neagră. Americanii care ar încerca să-i ajute pe ucraineni, astfel încât să reușească ucrainenii să deblocheze porturile din Marea Neagră și să permită exportul de grâne, cereale. Apropo de criza alimentară, semnalul de alarmă pe care îl trage Volodymyr Zelensky. Harpun și Naval Strike Missiles, cu o rază de acțiune de 250-300 de kilometri. Sunt ușor acestea de transportat către Ucraina? Există pericolul în acest moment, cum vedeți că se desfășoară războiul, ca ele să ajungă în mâinile rușilor și dacă da, ce ar însemna asta? Dați-mi voie să revin puțin la ceea ce a spus antevorbitorul meu, pentru că aici este adevărul vis-a-vis de puterea de producție a Rusiei, care are indiscutabil stocuri de muniții clasice extraordinare, dar embargoul, deși nu i-a lovit atât datorită petrolului, gazelor, pentru că ei chiar au luat mai mulți bani decât au luat, de exemplu, anul trecut într-o perioadă similară, sunt puși în situația să nu mai poată să importe componentele necesare pentru tehnologia de vârf și, bineînțeles, rachetele de orice tip se încadrează în această tehnologie. Revenind acum la ceea ce e la întrebarea dumneavoastră inițială, da, în situația în care țările vestice, atât Statele Unite cât și Marea Britanie a spus că livrează rachetele, Harpunul fiind doar unul din exemplu, rachetele sol mare sunt acest tip de rachete, ar putea să-i ajute pe ucrainieni să deblocheze sau să iasă de sub controlul maritim pe care Federația Rusă îl exercită practic asupra întregului teritoriu al Mării Negre. De ce sunt mai precise? Ce e? Nu pentru că, cum să spun eu, ei au Neptunul. Ucrainienii au făcut Neptunul, dar la rândul lor nici ei nu, că la fel ca rușii, nici ei nu poate să facă suficient de multe mijloace care să le ajute să ducă o operație continuă împotriva navelor. După cum nici navele astea nu sunt la fel ca tancurile, să fie 10, 50, 100,
pe un spațiu de câțiva kilometri. Până la urmă sunt 40-50 de nave importante ale Federației, nave de luptă ale Federației Ruse în Marea Neagră, lăsând deoparte submarinele, că astea mai stau un pic să mai dau pe sub apă și nu le vedem. Dar astfel de arme recunoaște inclusiv submarinele? Federația Rusă are și submarine în Marea Neagră, bineînțeles. Nu, armele care ar putea ajunge de la americani la Ucraina. Aceste rachete nu sunt împotriva submarinelor, pentru că decât în situația în care submarinul iese la suprafață și face ca barca. Dar nu este cazul, pentru că au și ei comandanți, nu sunt șoferi acolo, sunt comandanți de submarin. Dar ce vreau să spun? Asigurarea cu astfel de mijloace, da, este bună, poate să le asigure o ușoară libertate de acțiune pe mare, dar în niciun caz, din punctul meu de vedere, să deschidă posibilitatea Ucrainei să-și folosească capacitățile de export, care sunt deosebit de necesare, pentru că toate porturile de la Marea Neagră, că la Marea Neagră a avut Ucraina, bine, a avut și la Marea de Azov, dar între timp s-a rezolvat problema acolo. Deci toate porturile acestea sunt ori în mâna rușilor, ori ca Odessa blocată. Odessa este blocată dublu. Este blocată pe de-o parte de forțe, de chiar forțele ucrainiene ca măsură de protecție, și este blocată prin existența flotei ruse din Marea Neagră, care supraveghează zona și bineînțeles că va reacționa. Deci, încă o dată, mijloacele antinavă furnizate de către Occident Federației Ucrainei îi vor ajuta să găsească sau să obțină ușoară libertate de mișcare în Marea Neagră, dar nu libertatea deplină care să permită să ducă sutele de mii de tone de cereale de care comerțul Ucrainei depinde. Știm, avem exemplu cu România, noi ne-am oferit, ajutăm cât putem, dar numai prin faptul că trecem de la ecartamentul rus sau ex-sovietic sau sovietic, cum vreți să-l numiți, la ecartamentul european și deja creează niște probleme. Aș vrea să analizăm puțin declarația lui Volodymyr Zelensky. Criza alimentară cu siguranță vom avea. Care sunt efectele? Acum vă dați seama, ne-am uitat cu toții la discurs, am văzut vehiculat la știri. Care sunt efectele războiului în ce privește criza alimentară în România? Ne paște o criză alimentară? Discursul este unul de imagine. Sigur, Volodymyr Zelensky vrea să aducă cât mai multe ajutoare occidentale către Ucraina, și îl înțelegem perfect, și folosește orice mijloace poate. Sigur, imagini de război cu copii care au murit, cu toate lucrurile acestea. O criză alimentară în Europa există la nivel de prețuri, adică ea se vede prin inflație, de fapt, și prin oarecare dezechilibru între cerere și ofertă la anumite produse, la anumite materii prime, în special la produsele alimentare care veneau din Ucraina și o parte dintre ele care veneau din Rusia, de altfel. Dar nu putem spune că în Europa noi nu vom avea produse, decât punctual, sigur, a fost vorba în Marea Britanie și este în continuare vorba de lipsa uleiului de floarea soarelui, de exemplu. Dar nu vom avea o problemă, nu este că nu vom mai avea grâu sau făină din care să facem pâine. Le vom avea scumpe, însă. Le vom avea mai scumpe. Problema mare este în țările sărace, care, din păcate, depind mult de grâu și de alte produse venite dinspre Ucraina și dinspre Rusia. La Africa, vă gândiți. În special țările din Africa și țări din Asia. Acolo s-ar putea să fie o criză alimentară cu efecte negative majore. La noi până unde vedeți să meargă prețurile, scumpirile de preț? La noi, așa cum este și estimarea pentru sfârșitul anului, va continua să fie o inflație de peste 10% până la sfârșitul acestui an, cel puțin. Plătim astăzi cel mai mare preț sau prețurile vor continua să crească la roșii, cartofi? Vor continua să crească, mai ales la produsele alimentare, pentru că în medie inflația a fost de 14% până acum și probabil va fi în ușoară scădere, dar tot peste 10%. În schimb, la produsele alimentare de bază, prețurile au crescut și cu peste 20-25% și chiar mai mult. Și va continua să fie așa
și în perioada următoare, poate doar dacă vom avea un an cu o recoltă, cu o producție internă foarte bună. Deocamdată așa se vede, dar nu se știe niciodată până când urmărim. Se face toamnă. Și pe ultimul minut în încheiere aș merge la dumneavoastră, domnule profesor Biola, despre Marc Galeotti, istoricul intervievat de colega mea, Oana Zamfir, și declarația pe care a făcut-o. E lucid și conștient de ce face în Ucraina. Cum vi se pare? Scor. Putin vă referiți? Da. Cred că în momentul de față se află sub presiune. Știm asta din mai multe studii cu toți lideri aflați în criză. Și în ce măsură această presiune îl face să reacționeze greșit, rămâne de văzut. Dar problema cea mare, și cred că Galeotti aici are foarte mare dreptate, este că s-a înconjurat și informația care o are în momentul de față este de foarte calitate. Și rămâne deci, cu această concluzie dumneavoastră. Am ajuns la final. Vă mulțumesc tare mult. Îmi pare rău că nu putem continua discuția. Ediția specială se încheie aici, de la Fix, știrile serii cu Ioana Cerlea.